există discuții cu Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene, în vederea realizării acelor centre de adicții. Foarte important. Da, lucrăm și la înăsprirea legislației pentru cei care vând astfel de produse, dar în egală măsură trebuie să și oferim mai mult sprijin celor care, din păcate, au căzut în această capcană. Este o primă măsură care ar trebui luată în cazul persoanelor care cad în patima viciilor. Mai mult, cei care devin dependenți de substanțe interzise au nevoie de un loc în care să fie tratați pentru a se putea vindeca de astfel de adicții. Este ideea de la care a pornit în interviul acordat de Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Am considerat cea mai potrivită zi. Astăzi, 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, și vreau să mulțumesc tuturor directorilor caselor de cultură din țară care au înțeles și au acceptat să vină ca parteneri și am dat mâna liberă fiecăruia să gândească un eveniment prin care să sensibilizăm cât mai mulți tineri, să încercăm să atragem cât mai mulți studenți de la facultăți de specialitate, asistență socială, psihologie, pentru a fi partenerii noștri. Măsura ce vizează testarea elevilor în școli pentru consum de substanțe interzise nu este acceptată de asociațiile de părinți din țară. Când am lucrat la elaborarea legilor educației, am avut și aceste discuții. În primul rând, din partea Federației Asociațiilor Părinților din România, este un nu categoric. Nu acceptă ca toți copiii să fie testați, deoarece poate să fie copii care sunt cu minți, care nu au încercat niciodată și să rămână cu traume. În egală măsură, din spusele specialiștilor, respectiv medici, testele care există în momentul de față pe piață, nu sunt elocvente pentru toate tipurile, că aici nu vorbim numai de droguri, inclusiv de medicamente consumate în abuz. Evenimentul la care a participat și Natalia Intotero este inclus în proiectul BioWare Week, o campanie pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive în rândul tinerilor și studenților, organizată de Casa de Cultură a Studenților de la UPG. Invitații au vizionat spectacolul de teatru cu tema antidrog, Olivia cu iluzii, de Cornel Udrea, prezentat de actorii teatrului studențesc MOFT, pregătiți de Antoaneta Trifu. Ulterior a avut loc o dezbatere cu aceeași temă la care au participat și reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova, directorul CCS Ploiești și Connector. Artistul a povestit experiențele trăite în perioada în care era consumator de droguri. La sfârșit a susținut și un scurt concert.